Locuitorii comunei Prahovene Bănești se mândresc de la începutul acestei săptămâni cu un drapel al României uriaș, înalțat pe partea stângă la intrarea în localitate pe sensul către Brașov. Catargul este construit din fibră de sticlă și are un sistem care îi permite să se rotească în funcție de direcția vântului. Costurile catargului și ale drapelului s-au ridicat la doar 2800 de lei, însă efectele arborării lui pe culmile Băneștiului sunt extraordinare. Inițiativa îi aparține lui Gheorghe Stoica, primarul localității, care ne spune că este o dedicație pentru anul centenar și că orice oraș și comună din țară ar trebui să-i urmeze exemplul. Domnule primar, la intrarea în comuna Bănești, dinspre Câmpina, și la ieșirea din comuna Bănești, dinspre Ploiești, a apărut un drapel uriaș. Care este povestea lui? Drapelul reprezintă simbolul acestei țări și totodată istoria țării noastre de la origini și până în prezent. Având în vedere că este an centenar, ne-am gândit să instalăm acest drapel în acel loc unde este foarte vizibil, fiind aproape de DN1 și într-o pantă care permite să fie văzut din ambele sensuri ale direcției de circulat pe DN1. Practic se vede de la 5 km din orice direcție. Da, de la o înălțime mai mare se poate observa chiar de la această distanță. Spuneați că anul viitor acest drapel va trebui înlocuit, bineînțeles, și anul viitor aveți ambiții și mai mari, în sensul că dimensiunile acestui drapel vor crește. Având în vedere că acest catarg are o înălțime de 12 metri, ne permite să înlocuim drapelul, să dăm niște dimensiuni mai mari. Acum este de 4x3 și intenționăm că la anul, când se va deteriora, să-l schimbăm și să facem unul mai mare de cel puțin 5x4. Comuna Bănești s-a mai remarcat și în urmă cu 4 ani, când a adoptat un imn al comunei, compus de învățătoarea din localitate. De atunci, toți copiii, începând de la grădiniță și până în clasa 8-a, au învățat acest imn. Exemplul Băneștiului a fost urmat ulterior și de câteva comune învecinate.